Salut, eu sunt Tom. Astăzi o să discutăm despre difuzere. Ce sunt difuzerele, unde le plasăm, cum le folosim, câte bucăți ne trebuie și așa mai departe. O să intrăm puțin în detalii astăzi. Poate că toată lumea știe deja cum arată un difuzer, că avem diferite forme, practic este făcut din lemn, dar care este scopul lui și de ce avem diferite forme și dimensiuni? Un difuzer audio este un dispozitiv utilizat pentru a împrăștia undele sonore în scopul de a crea un mediu acustic mult mai uniform, mai echilibrat. Acesta funcționează prin fragmentarea undelor sonore și împrăștiarea lor în direcții diferite, ceea ce ajută la reducerea cantității de ecou și reverberație dintr-o încăpere, pe lângă alte beneficii. Acest lucru creează un sunet mult mai echilibrat și mai plăcut, mai viu, să spunem așa. După cum vedeți, acest difuzer are porțiunele de lemn mult mai lungi, mai ieșite și puțin mai distanțate între ele. Ce înseamnă asta? Că echilibrarea, împrăștiarea undelor sonore este mult mai direcțională. Dacă vorbim de un difuzer care are părțile astea de lemn foarte micuțe, să spun așa, apropiate unul de celălalt, înseamnă că nu mai este atât de direcțională împrăștiarea, echilibrarea frecvențelor. Depinde unde suntem, ce cameră avem și ce frecvențe vrem să vizăm, să corectăm, construim difuzerul potrivit pentru această treabă. Și acum poate vă întrebați, Tom, câte bucăți am nevoie, unde le plasez și merită bani pentru că sunt destul de scumpe. Ideea este în felul următor. Sincer, o singură bucată sau două bucăți nu o să facă diferența absolut deloc. Nu că nu ar funcționa dacă pui o bucată pe perete, își face treaba. O să se întâmple difuzia respectivă. Doar că acționează ca o picătură în ocean, sincer. Ca să simțim un efect considerabil, sincer, ar trebui să începem cam de la 4-5 bucăți în sus ca să observăm ceva, ca să se merite. Poate unii se întreabă, de ce aș avea eu nevoie de difuzie? De ce nu pot să folosesc pur și simplu absorbere? Chiar și absorberele rezolvă o parte din problemele acustice din cameră. Problema nu e chiar atât de simplă, nici rezolvarea, dar gândiți-vă la următorul principiu. Atunci când noi ascultăm ceva dintr-un set de boxe, pe noi foarte mult te interesează soundul direct, în special dacă vorbim de medii unde ar acționa aceste difuzere. În zona de medii, noi când ascultăm ceva, nu o să auzim doar sunetul direct de la boxe, ci o să auzim și reflexii ale sunetului care vin din perete, tavan, masă și așa mai departe. Reflexiile respective vin în două forme. Vin cu o distorsiune a timpului, adică delay, și fiecare reflexie vine cu un alt delay. Plus că mai vine cu o distorsiune din punct de vedere tonal. Dacă ai încercat vreodată să te apropii de vreun perete sau chiar și de un burete și să vorbești sau de ceva material, o să observi că ți se schimbă tonalitatea, timbru, să zicem așa, coloratura vocii. Exact asta se întâmplă și cu boxele atunci când sunt plasate într-o cameră. Am avea două soluții, nu? Ori folosim absorbere sau difuzere. Să zicem, dacă folosim doar absorbere în cameră, o să avem o cameră destul de moartă, înfundată, să zicem, ca și sunet. Probabil ați fost într-un but de microfon și ați vorbit de acolo, ați simțit că efectiv sunetul este înnecat, sufocat. Nu dorim neapărat treaba asta, mai ales în camera în care mixăm absolut deloc, pentru că difuzoarele, monitoarele de studio sunt proiectate în așa fel încât se bazează pe aceste reflexii care se întâmplă într-o cameră. Probabil dacă o să vă luați difuzoarele și le mutați în altă încăpere o să sune altfel, dacă le mutați afară o să sune altfel și așa mai departe. Dar designerii, să spunem așa, producătorii se bazează pe aceste reflexii care se întâmplă într-o cameră. Și atunci o soluție bună ar fi să folosim difuzere. De ce? Pentru a împrăștia, să zicem așa, într-un mod cât mai
egal, după ce sunt împrăștiate undele respective, se întâmplă ceva în percepția noastră, să zicem așa, în creierul nostru se întâmplă o magie și creierul percepe mai bine, este mai bine focusat pe sunetul direct decât pe sunetul reflectat. Deci, reflexiile sunt mai puțin audibile, să zicem așa, decât sunetul direct. Și atunci avem senzația asta de se aude mai viu, se aude mai deschis, se aude mai natural. Dacă aveți bugetul necesar, eu v-aș recomanda să vă orientați mai mult către și să investiți mai mult în difuzere, ori vi le construiți, ori vi le cumpărați pe comandă și așa mai departe, dar o să obțineți un sound mult mai natural. Boxele o să sune mult mai ok în încăperea respectivă. Puteți să folosiți și absorbere, dar să nu exagerați. Dacă vorbim de poziționare, eu v-aș sugera să începeți cu cele două poziții. Ori le plasați în spate, deci în spatele dumneavoastră, pe peretele din spate, dar repet, una sau două bucăți nu o să facă o diferență, gen ar trebui să acoperiți tot peretele din spate sau ceva. Asta iarăși depinde de cameră și de multe alte chestii. Dar trebuie să începeți cu un număr cât de cât semnificativ ca să vedeți o diferență. Sau, mai există o variantă, puteți să mergeți pe difuzie în jurul boxelor, în jurul monitoarelor de studio, ca să lăsați zona respectivă cât mai vie, să zicem așa, din punct de vedere al reflexiilor, dar, repet, nu reflexii cu delay. Dacă ai întrebări, nu ezita să scrii un coment și să mă întreb, îți răspund cu mare drag, îți mulțumesc pentru atenția ta și să ai o zi absolut minunată. Te salut!